Bine v-am găsit, dragi prieteni, să vorbim astăzi despre ce s-a întâmplat aseară în partida FCSB Steaua Victoria Plzeň. Spun asta pentru că am auzit la Pro TV că îi se spunea Steaua în permanență, deci putem să-i spunem și noi. Comentatorii n-au spus niciodată FCSB. De altfel, atunci când vorbești despre steliști, e mai greu să le spui FCSB-iști. Steaua poți să înlocuiești cu FCSB. Meciul este sigur astăzi pe buzele tuturor, o contraperformanță a Stelei care lasă loc de interpretări. Avem astăzi la Ovidiu meci mai degrabă aparținând de cupa de vară decât de tururile preliminare din Liga Campionilor între FC Viitorul și Apoel Nicosia, un meci a priori care nu interesează pe nimeni, chiar dacă sigur interesele naționale sunt în joc și sigur partidele de joi, harnașamentul celor 29 de meciuri de Europa League de joi, între care 3 sigur vor fi și cu echipe românești. Meciul Astrei netelevizat cu ucrainienii de la Olexandria și celelalte 2 șocuri, Dinamo Atletic și respectiv CSU Craiova AC Milan. Deci vom face referire atât cât putem la aceste partide, dar sigur începem cu meciul de ieri, o semicatastrofă, Dane. Steaua mare favorită s-a încurcat în Victoria Plzeň, o echipă ciobănească, o echipă sătească, această Victoria Plzeň, dar care, iată, le-a dat dreptate pariorilor. Până la urmă, a fost destul de inteligentă conversația noastră de ieri, mai degrabă răspunsurile tale via pariori, tocât eu n-am prea priceput de ce acele 300 de elemente pe care ei le luau în calcul aveau vreo însemnătate, dar până la urmă, iată că ne-au dovedit aceștia. Victoria Plzeň, fără niciun meci oficial în picioare, a părut totuși mai rutinată decât Steaua aseară. În primul rând, cred că calificarea în momentul acesta e mare parte compromisă. Pentru că am văzut care sunt problemele după acest meci. Poate înainte ar fi fost nedrept să speculăm foarte mult pe ceea ce arăta Steaua în primele 2 meciuri ale sezonului, însă acesta era un meci extrem de important în care toată lumea trebuia să fie mobilizată la maxim. Practic a arătat forma destul de exactă a Stelei din momentul de față. Problemele pe care cele 2 meciuri de dinainte până la urmă s-au oglindit în rezultatul de aseară. Au fost exact 2 victorii cu șansă, exact 2 victorii obținute pe final, nu neapărat meritate, adică nu după un joc consistent. Iar ieri, deși Steaua avea toate argumentele, public numeros, absolut, peste 30.000 de spectatori finalmente, între 33 și 35.000 mai exact, un adversar care nu începuse meciurile oficiale, un teren pe care Steaua îl cunoaște, da, o vreme bună pentru fotbal până absolut la urmă, n-a mai fost nici potop, nici nu era foarte cald. Cu toate astea, Steaua nu s-a descurcat ieri și opinia generală este că, într-adevăr, nu va merge mai departe. Fără jucători indisponibili, pentru că, spre exemplu, cehii aveau 3 jucători importanți, inclusiv capitanul de echipă și liderul apărării, lipseau toți 3 din echipa DER de la București. Ei bine, lucrurile n-au mers deloc așa cum ne-am fi dorit și eu aș puncta 3 aspecte. În primul rând, se vede după, iată, 2 etape de campionat, Supercupa României și debutul în cupele europene, că aproape toate echipele, dacă nu chiar toate, din Liga 1, suferă la capitolul pregătire. Da? Subiect pe care noi l-am abordat încă de la finalul ediției trecute de campionat. Vacanța n-a fost suficientă și pregătirea nu a fost suficientă, perioada de pregătire. Lucrul ăsta s-a văzut în cele din urmă și ieri, pentru că, în mod evident, Steaua a suferit atât la parametrii fizici, pentru că am văzut jucători, precum Ali Bek, care, e adevărat, Ali Bek a avut problemele acelea fizice nelegate de... Pe care le are mereu, exact, exact. Dar, în general, echipa nu a arătat la parametrii cu care ne-am obișnuit. Apoi, aș mai menționa un lucru. Felul în care Gigi Becali, chiar tu îmi spuneai mai devreme o declarație din Gazeta Sporturilor, în care spunea, domnule, am adus ce era mai bun din țară, dacă nici acum nu câștigă, dar aici se înșală. Pentru că el a adus de la mijloc în sus niște jucători foarte interesanți. Dar apărarea a neglijat-o cu totul. Și în mare parte rezultatul de ieri și forma mai puțin bună a Stelei
este cauzată de erorile manageriale în privința întăririi defensivei. Și să știi că, după părerea mea, s-au făcut greșeli colosale. Care sunt jucătorii excepționali de la mijloc în sus? Că vrei să spun ceva? Budescu, Alibec și Nioere sunt același stil de fotbalist. Trei jucători mai degrabă greoi, mai degrabă lenți. L-am văzut pe Bizon ieri. Păi era de divizia C. Cum să joci cu un asemenea jucător? Dar nepregătit, evident. Faptul că e nepregătit... Se vedea, era strigătorul la cer. Gândește-te că el a apucat pregătirea încă de la început, spre deosebire de Alibec, care a ratat o mare parte din perioada de pregătire. Noere a fost de la bun început în cantonamentul Sunt jucători, să zicem, oarecum tehnici, oarecum inspirați în alegerile decisive în fața porții, să zicem, dar nu sunt jucători de profunzime, nu sunt jucători de viteză. Cum vei juca tu, de exemplu, un meci în deplasare? Când tu nu poți să arunci mingile pe contraatac, să joci în viteză din 3-4 atingeri, să ajungi la poartă cu asemenea jucători. Ăștia sunt buni numai la atacuri poziționale. Deci dacă întâlnești o echipă... Dar nici măcar alea nu sunt eficiente, că am văzut ieri. E adevărat, în fața unei echipe rudimentare, ca rudimentare, da. N-ai reușit să te impui, Nioere a avut câteva situații nete de poartă, evident, și ceilalți, Budescu n-a fost un geniu, așa cum l-au lăudat cei de la Pro TV, o lovitură liberă plasată aproape în mijlocul porții. Foarte slab portarul advers, da, Radu. Bineînțeles, cum să-l lauzi pe Budescu după asemenea lovitură? Practic, este un lucru jenant. Singurele două mingi, da, pe care le-a avut Bolek, n-a fost o lovitură de clasă. Da. Bolek îl chema pe portarul advers. Lipsea Lolek la ei, Bolek, da, când s-a fost prezent. Poate dacă l-aveau pe Lolek, ni-l dădeau nouă, pentru cât Steaua avea tare multe carențe. Tare mi-e teamă că a fost la noi în echipă Lolek. Dar singurele două mingi pe care portarul advers trebuia să le apere, singurele două mingi periculoase au fost gol. Da. Da? Slab golul lui Budescu, frumos al lui Teic, și era de o gafă colosală. Deci este de județ apărarea. Face fundașul ăla lor, fundașul dreapta, face un pic de marcaj acolo la Momcilovici, după care lasă pe ăla. Asta poți să faci la 45 de metri de poarta ta, dar nu la intrarea în careu. Deci este o naivitate cum oricum nu există în fotbal. De admirat abilitatea lui Teixeira la faza respectivă. Da, e frumos. Golul 2, da, e frumos. Da. Stelei, golul 1 nu e bătut. Și să remarcăm faptul că Teixeira a jucat 90 de minute. Da? Asta în ideea în care spuneam pregătirea fizică lasă de dorit. Poate că ține și de jucători până la urmă. Pentru că cum a jucat Teixeira la 37 de ani, da? Și alții, spre exemplu Noere la 29, da, de ani. A jucat Teixeira cum a jucat, întrucât adversarul a fost de nivel, da, județean. Trebuie să te ajute și atunci colegii. Poți să joci la 37 de ani cu o echipă ca Victoria absolut, Plzen. Absolut, dar noi vorbim de meciul ăsta care trebuia câștigat cu Victoria Plzen. Sigur, nu e mare lucru să nu-i ridicăm statuie lui Teixeira, că nu era un adversar care să... Absolut nu, dar trebuiau toți să facă ce a făcut și Teixeira, da? Să fie prezent. Bun, deci acolo. Ca să revin la această idee, nu poți să alcătuiești o echipă luând trei jucători ofensivi de același stil. Da? A Budescu, Alibec și Nioere, numai dacă mai ai încă trei ofensivi de nivelul lor, este o alegere corectă. Dacă îți permiți să ții șase jucători ofensivi în lot, să-i plătești pe toți, să-i rotești la meciuri, atunci da. Dar să contezi pe ăștia, sezonul, Dane, va fi o lungă agonie pentru Steaua, pentru că acești trei jucători să calcă pe picioare între ei. În primul rând că nu pot fi folosiți toți odată. Da, sunt foarte puțini antrenori în lume care să riște să facă așa ceva. Plus că ei sunt cai morți. Deci dacă nu sunt 100% pregătiți fizic, ei nu pot să dea... S-a văzut clar ieri la Alibec și la Nioere. Nu se putea conta pe ei. Da? Deci dacă nu sunt extrem de bine pregătiți, genul ăsta de fotbalist nu-ți poate aduce satisfacție. Radu, dacă îmi permiți, vreau să fac o paranteză, să nu uit o idee. Am spus în felul următor. În primul rând, pregătirea fizică, da? Da. Apoi, erorile de management pentru că nu au fost aduși jucătorii și, nu în ultimul rând, ceea ce Dica a gândit pentru meciul acesta. Astea sunt observațiile mele pe, da, marginea a ceea ce s-a întâmplat ieri. Pregătirea fizică, da? Ei practic știau că lucrurile vor fi în felul acesta, da? Au avut, din momentul în care s-a încheiat sezonul, timp, mă rog, timp puțin, e adevărat, dar era timpul acela pe care trebuia să-l folosească. L-au avut și cei de la Plzen. Absolut. Mă rog, da, mai mult sau mai puțin, nu contează. Ideea că ei aveau timpul ăsta, da? Trebuiau să găsească o soluție. Bun. S-a ajuns în momentul de față când echipa nu era parametrii la care se dorește, da? Înseamnă că lucrurile n-au fost gândite bine. Poate trebuiau, eu știu, sacrificate niște lucruri. Spre exemplu,
Domnule, nu jucai 4 amicale sau 5, jucai 1 sau 2. Da. Și făceai în așa fel încât, sau altceva, jucai amicalele, dar în primele două etape riscai și jucai cu fotbaliști care nu intră în vederile pentru meciul cu Plzen. Da? Da. Trebuia făcut un sacrificiu undeva, pentru că altfel a avut noroc în campionat, e adevărat, dar gândește în același timp că putea să aibă 2 puncte sau nu 6 după primele două etape. Așa e. Da? Bun. Doi la mână. Vorbeam de transferuri. Să nu uităm ce s-a întâmplat ieri și să punctăm exact care sunt problemele. Niță este unul dintre jucătorii care ar vrea să fie, conducerea ar dori oarecum, cel puțin asta e impresia mea, să fie încet încet dat spre exterior pentru a face loc lui Andrei Vlad, portar adus de la Craiova. Niță nu a avut mari erori în meciul de ieri, însă s-a tot discutat pe marginea faptului că dacă Niță nu putea să apere cele două goluri, el s-a descurcat destul de bine. În afară de cele două goluri primite, a mai avut alte ocazii în care a fost la post, a fost prezent, a fost foarte abil. Dar la portarii nu se judecă după asta, din păcate. Portarul se judecă după erori, nu după câte intervenții salvatoare. El n-a făcut erori. Golul 2 e golul lui. Ăla este un șut previzibil, da? Un șut de fotbalist modest. Da? Dacă... El nu țintește unghiul acolo, trage undeva aproape de mijlocul porții, nu e teribil, însă Niță are o intervenție de portar neinstruit. Nu se respinge, evident, știm cu toții din manualele de fotbal, nu se respinge în zona aia la firul ierbii și pe centru, pentru că plăvanul ăla care marchează exact de pe axul terenului. Da? Deci el este exact în mijlocul porții. Acolo s-a respins mingea între cei doi diletanți din apărarea Stelei. Nu este însă de dat vina pe Niță individual sau pe fundașii centrale. Este o prostie. Da? Că Steaua stă bine în atac, stă prost în apărare. Nu se judecă așa la fotbal. Este un ansamblu, cu toții trebuiau să scoată la capăt, așa e peste tot în lume. Ce Real Madrid stă bine la fundașii centrali. Da, Pepe, vreți să spuneți că e vreo mare sculă. Nu se analizează un meci că a greșit fundașul central, numai în România se face. Da, nu întâmplător pe Pepe l-au și dat. Sărim cu gura pe Larie, sărim cu gura că nu știu ce a făcut ăla. Dom'le, asta e Steaua de astăzi. Nu e vina lui. Da, este un ansamblu care trebuia să joace. Victoria Plzen, ca să mai spun și eu trei considerente tactice, nu a surprins Steaua cu nimic. Să nu-mi spui mie că nu s-a aștepta Nicolae Dică la cum a jucat Victoria Plzen. Dar cu ce te-a surprins? N-aveau niciun fel de joc. Dar eu n-am văzut, cel puțin toată repriza secundă, nicio fază de contraatac a lor. Ei jucau liniștit, tot timpul, sigur, scorul le-a fost favorabil, Steaua n-a condus niciun minut. Da, țineau de minge, nu știau să paseze, cum zice Becali, că în prima repriză au pasat ei și noi nu. Nu știau să facă nimic, dar era o echipă modestă, dovadă că numai în ultimele 5 minute Steaua a avut 4 ocazii mari. Deci îi putea bate oricând, asta vreau să spun, o echipă de eliminat această victorie a Plzen, care nu te-a surprins cu nimic, dar Steaua n-a reușit să-și ridice nivelul. Absolut. După primele două etape de campionat. Ca și cum n-ar fi studiat acest adversar atât de banal. Da? În rest, nu se fac analize individuale după două meciuri și jumătate. De exemplu, domnul Mironică l-a desfințat la pauza meciului pe Tănase, înlocuit la pauză, lăudat de Christopher Daum. Da? Desfințat de Mironică, lăudat de Christopher Daum. Sigur că mai degrabă Mironică a avut dreptate, nici de cum Daum. Tănase n-a jucat nimic în prima repriză, de asta a și fost înlocuit. Dar nu poate fi un fotbalist desfințat la modul Steaua și-a luat țeapă, asta a zis Mironică la pauză, Steaua și-a luat țeapă cu un jucător venit pe axa viitor după două meciuri jumate și-a luat țeapă. Chiar dacă ar fi așa, nu poți să spui asta la televizor. Încă o dată, omul are probabil nevoie de multe meciuri. Chris Waddle, când a venit la Marseille, n-a jucat nimic în primele 9 meciuri. Nu, acum, a fost cel mai bun jucător al campionatului timp de 3 ani. Păi ce s-ar fi întâmplat dacă cineva i-ar fi spus asta după două meciuri jumate? E o nulitate, mă. Era grăsuț, da? Nu s-a acomodat, nu știa să zică decât bonjour în franceză, nu știa cu cine să vorbească. După aia a devenit un fotbalist cunoscut la nivel mondial. Da? Da, până la urmă, uite, unul dintre telespectatori ne sesizează aici.
după ce Budescu a marcat, spune Budescu, acest Dobrin al secolului 21. Același da. Mironica. Știu, am auzit că l-ar fi el lăudat. e un pic exagerat și cred că nu înțelege foarte bine ce se întâmplă acolo, pentru că, de exemplu, la faza golului 2, Enache, și l-a aspru criticat de Gigi. Pe bună dreptate. Deci eu cred că dacă unul, și pe Enache îl știm deja de multă vreme la Steaua, dacă unul dintre jucători ar trebui să plece, acela ar fi Enache. Eu nu l-aș mai băga pe Enache niciodată în viața mea. Nici pe Achim, zice Gigi, că nu-l vom mai vedea. Pe Achim, pe care întâmplător l-a descoperit el pe teren, pentru că el credea că nu mai e la Steaua. Formidabil. Uitase de el. Da. E bine, spuneam de Enache. Enache, la golul 2, m-am uitat pe relori, el vede pe marcator, lângă el, adică întoarce capul să vadă dacă e cineva acolo, dar efectiv nu ține cont de acesta. Ceea ce mi se pare o greșeală de neiertat. E un jucător care trage Steaua în jos. În mare parte, rezultatul slab de ieri, cred că din cauza lui Enache. Asta în condițiile în care Pleașcă nici măcar nu a fost în lot și în meciurile de pregătire. Nu, eu nu spune asta. Exact ce ziceam mai devreme. Mie nu mi s-a părut Steaua un ansamblu ieri, o echipă absolut, rodată. Absolut. Nu poți să dau vina pe un jucător. Nu mergea nimic, nici la construcție. Aici trec la cea de-a treia observație despre care spuneam. Deci am vorbit de pregătirea fizică, am vorbit de problemele defensive și ajungem la al treilea punct, în care trebuie să remarcăm următorul lucru. În primul rând, Becali l-a desconspirat ieri pe Dică, spunând că acesta i-a spus planul tactic înainte de meci și ce și-a dorit Dica a fost ca Steaua să facă pressing. Și revenim la ceea ce punctai tu mai devreme, și anume că Steaua nu are jucători pentru a face pressing. Da? Cu cine să faci pressing? Nu, cu Teixeira? Da, cu Budescu? Cu Alibec? Cu cine faci? Nici cu Nioere nu puteai să faci, cu Nioere era haotic. Văd că totuși Gazeta l-a notat cu 6, dar asta poate așa pentru bunăvoința lui. Într-adevăr, părea să se implice, vroia, dar nu putea. Deci pentru asta nu ești fotbalist profesionist, să te prezinți în asemenea mod la un astfel de meci. Dar încă o dată spun, probabil că nu era pregătit din punct de vedere fizic. Da, asta ideea asta am început și aseară când ne-am văzut cu critica asta la adresa tipului de comentariu. Nu să insistăm că nu e de nivelul nostru, totuși nu suntem la nivelul ăsta. Dar e jenant, într-adevăr, și trebuie să o spună cineva. Da, nu poți să faci așa ceva la un meci banal de turul 3 preliminar cu o echipă pe care istoria nu va reține. Mă refer la Victoria Plzen. Nicolae Dobrin a fost cel mai mare fotbalist român până la Hagi. Hagi sigur că l-a depășit întrucât a avut rezultate la națională. Da, și a purtat naționala pe brațe la campionatul mondial din Statele Unite în 94. Pe când Nicolae Dobrin n-a avut această șansă. Dar nu pot să-l compar pe Budescu. Budescu nu-i ajungea nici măcar la, ce să spun, la începuturile gleznei lui Budescu Nicolae e un Dobrin. Jucător din categoria Sunt Mărtean. Probabil că Mironică, deși el nu este născut chiar după ultima ploaie și este un bun urmăritor al fenomenului, nu este un jurnalist de 2 lei, nu l-a văzut. Eu mi-amintesc acum, am în fața ochilor, când mă uit la camera asta, faza pe care a făcut-o Nicolae Dobrin la Pitești într-un FC Argeș Panathinaikos Athena 3-0, când Argeșul marchează din două pase. Deci este o minge trimisă de unul dintre fundașii centrali, aiurea spre mijlocul terenului la întâmplare. Nicolae Dobrin o oprește pe piept, se întoarce și dă o pasă cu stângul către Radu 2, care o preia la intrarea în careu și o trage în vinclu în partea aia. Deci a fost o fază de manualul fotbalului, senzațională, da? Ca să mai trească să trecem prin toate detaliile carierei lui Nicolae Dobrin, care a fost un jucător absolut excepțional. Absolut excepțional. Deci el era din calibru jucătorilor care, fără să se miște mult pe teren, că așa era stilul lui, făcea absolut ce vroia cu mingea. Și pasele lui erau chirurgicale. Cum să-l compar Dumnezeu? Budescu este un anonim. Da, Budescu are 4-5 meciuri interesante în carieră, însă atenție, niciunul de anvergură. El nu a dus echipa asta nicăieri, la Național a marcat în insulele Feroe. E adevărat, interesant, el ne-a câștigat meciul acolo, dar e în insulele Feroe, frate. El n-a câștigat un meci pe Parc de Prans, n-a câștigat un meci pe Bernabeu, n-a câștigat un meci la Atletico sau la Liverpool. Da? El a jucat în meciuri banale, iar în campionatul nostru, sigur, a câștigat cu Astra. Ok, a fost jucător cheie acolo, dar nu se poate spune despre el că e un jucător care rămâne cu ceva.
și s-a văzut și ieri Budescu, da? N-a reușit până la urmă, a marcat un gol, da? N-a marcat mai mult, n-a reușit să învingă cât a stat pe teren o echipă de nivelul Victoriei Plzeň. Era o mare sculă, le dădea trei dane. Aici, uite, ducem discuția către următorul detaliu, și anume, trebuie să te ajute și colegii pentru a face... Da, evident. Da, degeaba la ei în echipă... Spun doar că n-a fost genial. Nu. Dar trebuie să te ajute și colegii. Iar Steaua nu a evoluat, exact cum spuneai și tu, sigur, ca o echipă. Nu, evident. Da? Nici măcar acum. Iar aici... deja începe să se simtă carențele din stilul lui Nicolae Dică. Noi am spus și despre Sân Mărtean, Mezeule, că este un geniu, că este un jucător. Sân Mărtean, tot așa, n-a câștigat niciodată un mare meci. Deci până să ajunge, ce-a făcut Sân Mărtean? Dribla și la urmă îi lua mingea. El nu era decisiv. Da, din păcate, uite, avem jucători ăștia din categoria Luțu, Sân Mărtean, Budescu și așa mai departe, care au avut talent fără îndoială, dar care nu au... Jucător talentat în sensul că e mai bun decât ceilalți de la Steaua. Da, n-au reușit să ajungă la nivelul... Că Budescu era un jucător de valoare, era acum la Borussia Dortmund sau la Bayern München. Da? Această comparație a nefericitului Mironică între Nicolae Dobrin și Constantin Budescu este similară cu prostia lui Gică Hagi, care l-a comparat pe Florinel Coman cu Kylian Mbappé. Deci este exact aceeași tâmpenie. Hagi o face din fudulie și din prostie, iar Mironic o face din lingușală. Astea sunt chestiunile. El din lingușală. Lingușală față de stăpânul său. Mi se pare bizar. Eu credeam că ei lingușesc pe Adrian Sârbu. E bine, după ce această catastrofă ambulantă a fost îndepărtată de la conducerea ProTV, nu credeam că angajații vor trebui în continuare să slugărească. Adică genul ăsta nu face bine, genul ăsta de comentariu nu face bine nimănui, nici ție, că te umilește ca om. Eu care îl cunosc pe Mironică știu că nu e un prost. Dar cei care îl înjură, milioanele de oameni care îl înjură în fiecare zi, cu asta, da, după declarația asta, îl consideră iremediabil un prost. Asta e problema lui. Dar nu trebuie să te lingușești, Dumnezeule, asta spuneam și aseară, la un tur 3 preliminar. Pentru că dacă erai geniu, marcai 3 goluri în 3 minute, Dane. Există fotbaliști în Europa, uite Kun Agüero, de exemplu, îți iau meciurile, da? Care într-un meci, când nu avea zi bună, da? 3 boabe dădea în 3 minute în Premier League. Și nu era un geniu mondial, era un jucător bun. Dar nu e un geniu Kun Agüero. Nu poți să spui, mamă, ce Dumnezeu e. Nu e, tată. Deci dacă, atenție, lingăi ăștia și care mai scrieți prin presă, un mare jucător este ăla care când te întâlnești cu o echipă de genul ăsta, până te-ai întors tu de la WC-ul și ți apare iarăși pe ecran, le-a dat deja 2, mă. Dar nu